Salut! A sosit toamna. Frunzele și-au schimbat culoarea, au devenit ruginii. Căldura, în sfârșit, ne-a părăsit. Dacă săptămâna trecută înregistram temperaturi de 21-22 de grade, acum nu mai sunt decât 12, maxim 14 grade. Iar noaptea a început să fie rece, temperaturile scad, se înregistrează minus 1, minus 2 grade. Este vremea să introducem florile pe care le-am avut afară, pe balcon, pe terasă, să le introducem la adăpost. În cazul meu, în casă, într-o cameră neîncălzită. Pentru că aceste flori să reziste până în primăvară, să nu înghețe, pentru că îmi sunt dragi și nu vreau să le pierd. Le iau pe fiecare în parte și le duc în casă, la locul de iernat, acolo unde în fiecare an au fost puse și au rezistat foarte bine. Dar înainte de a le duce în casă, am să fac o toaletare a fiecarei flori în parte. Toaletarea constă în faptul de a reduce din volumul acestor flori, în cazul de față mușcate, pentru că ele au crescut destul de mari, și le reducem sarcina prin eliminarea unor părți din tulpinile lor. Prin această tundere ușurăm planta de efortul pe care îl va avea de făcut în sezonul rece, și cu această ocazie ne creăm și un număr de butași. Butași pe care îi vom pregăti pentru punere la înrădăcinat. Mușcatele înrădăcinează foarte ușor, generează rădăcini în aproximativ o lună de zile, dacă condițiile sunt prielnice. Eu pregătesc acești butași cu lungimi de 12-15 cm, prin eliminarea tuturor florilor și a frunzelor, las doar în vârful acestor butași câte două frunzulițe, iar la bază tai butașii sub un nod bazal. Acolo, sub acest nod, se vor genera noile rădăcini. Așa arată butașii pregătiți pentru punere la înrădăcinat în mediu lichid, în apă. În apă simplă, apă simplă de izvor. Dacă folosiți apă de la rețeaua publică, o lăsați 2-3 zile înainte să se elimine clorul din ea. După care, toate florile pe care le-am pregătit, le-am toaletat, le mutăm una câte una în locul de iernat, în casă. În cazul meu, așa cum am spus, într-o cameră neîncălzită, în dreptul unei uși, pentru ca florile să beneficieze de lumină suficientă. Lumina este mult mai importantă decât temperatura. Ele pot suporta temperaturi scăzute, dar nu pot suporta lipsa luminii. Așa arată florile pe care le-am pus la păstrare până în primăvară. Dacă aveți flori, băgați-le în casă, pentru că vine vremea rece. Multă sănătate și aveți grijă de voi!